pornită camera, am pornită camera, Motorider a pornită camera. Astăzi avem subiecte importante, importante, importanță publică, importanță de avioane, importanță, fără impo și doar cu tanță, importanță, cine-i tanța? Tanța. Cunoașteți pe cineva tanța? Telefonul, telefonul, nu fugit, lă telefon. Haide, domnule, frumosule. Au, a bubuit. Apă. Despre apă vorbim astăzi. Și nu despre apa aia nasoală, ci despre apa aia bună. Invers. Despre apa aia nasoală vorbim astăzi. Salutare, dragi prieteni, și bine ați accelerat din nou pe canalul meu. Eu sunt Motorider, iar astăzi ne plimbăm într-o frumoasă zi de primăvară în care oamenii nu știu să-și țină banda. Eu sunt Motorider și rămâi cu mine până la sfârșit ca să vezi despre ce vorbim astăzi. De fapt, scrie în titlu. Astăzi vorbim despre accidentele de motociclete întâlnite în anotimpul ăsta numit primăvară. Nene, ăsta vorbește la telefon. Vorbește la telefon, vorbește la telefon. Au, mersi frumos, ca să nu mă iau de tine, te-ai dat că vorbeai la telefon. Sper că sunteți bine, sper că ați trecut cu brio peste această iarnă minunată. De fapt, suntem în secolul înaintat, secolul modern, se zice, în care oamenii nu mai au nicio treabă cu iarna. Adică înainte să făceau provizii, să treci peste iarnă, era iarna grea, treceai mai greu peste iarnă. Ține-ți banda, te rog frumos, mulțumesc. Exact despre asta vreau să vorbim, despre atenția șoferilor în trafic, despre atenția motocicliștilor în trafic. Atenție, pentru că nu numai șoferilor trebuie să fie atenția asta. În trafic trebuie toată lumea să fie atentă, toată lumea. Mulțumesc. Nu te dai, dai. Da, mă, dragi frumoși și dragi frumoase, că numai frumoși am eu pe canalul ăsta, mi-am dat una peste cască, nu, cameră, da? Vreau să vorbesc despre primăvară și despre accidentele întâlnite primăvara, exact ce vedeți și aici, aproape un accident. Despre accidentele și atenția șoferilor în caz de primăvară. Dragilor, ce este primăvara? Primăvara este anotimpul ăla ca vara, adică să descriem primăvara ca un anotimp fiind vară cu dinți. Asta și cu primăvara este o vară cu dinți, adică este un anotimp păcălicios, așa, știi? Te păcălește. Și de ce spun că te păcălește? De să te dau așa mai sus. Primăvara este anotimpul ăla în care accidentele de motociclist sunt cele mai dese din timpul anului. Nu iarna, nu vara, nu toamna, ci primăvara. Toate accidentele de motocicletă, să știți că marea majoritate se întâmplă din cauza motocicliștilor, da? Și nu pentru că sunt ei tiribiliști. Tiribiliști? Tiribiliști? Ești tiribilist? Nu ești tiribilist. Marea majoritate nu se întâmplă din dorința lor de a se da mari sau de a fi teribiliști între ghilimele, ci din greșeală. Din greșeală pici, din greșeală ți se întâmplă să intre cineva în tine, din greșeală dai într-o groapă, dintre greșeală intri într-o baltă și cazi, din greșeală te duci mai tare pe o curbă. Și să vă spun de ce din acest greșeală între ghilimele, da? Pentru că mulți motocicliști, marea majoritate a lor, nu se plimbă iarna. Și deci, prin urmare, ei stau în casă. În momentul în care tu stai în casă 2-3 luni pe timpul iernii, uiți să te mai dai pe motocicletă. Nu uiți să te mai dai, uiți cum e să te dai pe motocicletă. Îți uiți reflexele, îți uiți tot ce înseamnă ciclistică, abordare de frână, de urgență și așa mai departe. Și atunci, dacă tu ca motocicliști uiți aceste principii de bază ale motocicletei, cei mai mulți să știți că pică din prima ieșire. Deci prima ieșire cu motocicleta primăvara este și cea mai periculoasă. A doua
cea mai periculoasă ieșire pentru un motociclist după o iarnă îndelungată este momentul în care iese cu mai mulți prieteni motocicliști. Pentru că acolo apare puțin anturajul ăla și ce încearcă ei să facă? Vor să aducă circuitul pe străzile publice. Și de asta se întâmplă acele accidente foarte grave. Nu vreau să comentez acum cine știe ce accidente întâlnite prin București săptămânile trecute sau anii trecuți, accidente de mașini și așa mai departe. Nu, vreau doar să spun să aveți grijă la aceste aspecte pentru că... Uite-i! Așa că dacă ai motocicletă sau dacă vrei să-ți iei motocicletă, să știi că sunt mai multe stiluri de condus sau mai multe abordări ale motocicletei în funcție de anotimpuri. Primăvara când ești, trebuie într-adevăr și prima dată, dar și toată primăvara, nu înseamnă că trebuie să fii atent doar... Ce era, mă, să faceți accident? Doar în primele ieșiri, ci toată primăvara, pe lângă pietrișul, pe lângă băltocile, pe lângă frigul pe care îl întâlnim și asfaltul nu e cald și așa mai departe, întâlnim și aspectul de conducător auto, care în acea iarnă în care n-au mai fost motocicliști pe stradă, uită pur și simplu de ei. Uită să mai uită în oglindă când schimbă banda, uită să mai asigure dacă sunt motocicliști și tot felul de lucruri de genul. Deci, noi ca și motocicliști, odată la un an, ni se resetează tot. Ni se resetează stilul de condus, ni se resetează skillurile pe care le dobândim într-un an, să nu zicem permanent sau de tot, ci le uiți dacă nu le faci tot timpul. Ni se resetează mintea oamenilor care conduc mașini că noi nu mai existăm și automat trebuie să întâlnească din nou cu noi în trafic și să obișnuiască din nou cu noi și asta este un lucru nasol la motociclism. Nu spun că motociclismul este nasol, ci spun că trebuie să avem grijă primăvara pentru că este într-adevăr un anotimp foarte periculos. Este mai periculoasă primăvara, pot spune, decât iarna. De ce? Când ieși iarna cu motocicleta, ești conștient că este iarnă și că este frig și că n-ai aderență și așa mai departe. Și ești 200 de ori mai atent. În momentul în care ai ieșit primăvara, tu crezi că ai aderență, ai tot ce trebuie ca vara. Și asta nu este un lucru bun, pentru că primăvara poate să fie mai rău ca iarna. Tu uiți să mai ai grijă și în momentul în care ai uitat să mai ai grijă, ai picat. Ghiși ce? Ce frumos e asta. Trenulețul fuge, nimeni nu-l ajunge. Trec frumos să stai pe banda ta. Mulțumesc. Sunt un fericitule. Cu toate astea, v-am spus, și o să mă repet, v-am spus ce se întâmplă primăvara și în celelalte vloguri. O să vă spun și în vlogul ăsta, pentru că trebuie să vă repet și voi să repetați la rândul vostru, dacă am înțeles, celor care vor să dea de motociclete. Suntem o comunitate plină de cei care vor să dea de motociclete. Nu? Să sperăm, da. La umbra tramvaiului bătrân, Motorider stă pe motocicletă. Prin urmare, dragii mei, n-am ce să vă spun altceva decât să aveți grijă mulți kilometri pe motocicletă și multă grijă, dar în general și primăvara este anotimpul ăla în care ți-ai ținut iar motocicleta la iernat, mulți dintre noi nu o rezolvă, nu schimbă anvelope, nu schimbă plăcuțe de frână, ulei și tot felul de chestii și atunci se mai duc de la motociclete, se mai duc anumite elemente de siguranță și e un factor, un plus să picăm. De ce? Pentru că dacă nu schimbi anvelopele, da? Dacă nu ți le schimbi ca un om bun și cercetaș ce ești tu, s-ar putea ca din cauza anvelopelor, dacă nu le-ai schimbat, ele să se fi învechit sau să se fi tocit și să cazi din cauza lor. La fel și cu frânele, dacă nu le tresi și pe astea, nu mai ai frâne, Doamne ferește, bate în lemn. N-am lemn. Da! Viața este frumos și este păcat să nu
să nu o trăiți așa cum trebuie din cauza unui păcat de genul ăsta, să te dai mai tare, să muți circuitul pe șoșea și așa mai departe. Este drăguț să te dai cu motocicleta, este drăguț să fii pe două roți, așa, să faci așa, opa, că era să pii. Să uite la din spatele mine. Da, mergeți cu grijă, fiți atenți, dacă vreți și voi să... să fiți și voi un motorider adevărat, pentru hanorace, tricouri, sticăre, măști și așa mai departe, intră și tu pe www.motoridershow.ro. Luna asta sunt reduceri, așa că te aștept pe site-ul meu. Iar până data viitoare, Motorider pentru tine, numai bine! Pa!